Bun găsit, stimați prieteni, la Proces Verbal, ediție specială. Invitații mei de astăzi sunt domnii Iulian Dumitrescu și Bogdan Nica. Mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația. Bună ziua, bine ați venit! Nu e nevoie să spuneți la ce candidăm, nu? Se știe, nu? Se știe, pe semne că o să reiasă dumneavoastră, domnule Dumitrescu, toată lumea știe că candidați pentru un nou mandat la președinția Consiliului Județean, iar dumneavoastră, domnule doctor, ați intrat în această cursă pentru primăria Ploiești. După ce lumea, la Spitalul Județean, zic unii, bă, dar spui ne lasă. De ce om lămuri aceste lucruri? E simplu. Spitalul o să rămână în continuare în coordonarea Consiliului Județean, unde președinte va fi Iulian Dumitrescu și din echipa care am format-o sunt convins că ne va continua cineva proiectele. Sunt două cifre. 3 miliarde de euro atras bani pentru investiții. Bani atrași în ultimii 3 ani și jumătate versus 800 de milioane de euro, bani atrași în ultimii 30 de ani în județul Prahova. Aceste două cifre, care de fapt nu sunt cifre seci, că nu sunt, înseamnă de fapt investiții care duc la creșterea calității vieții prahovenilor. Aceste cifre, domnule președinte, sunt spuse răspicat de către Partidul Național Liberal. Spuneți-mi, vă rog, pentru început, care a fost proiectul dumneavoastră, care au fost principalele proiecte și această cifră de 3 miliarde aproape de euro, ce înseamnă pentru cei care nu știu neapărat administrație publică locală? Și mai e o cifră, 2016-2020, 60 de milioane de euro față de 3 miliarde, totuși sunt 50 de ori mai mult. Și mai e o cifră, să știți, peste 2 milioane de euro pe zi de când am ajuns, din ziua în care am ajuns la Consiliul Județean. Astea sunt cifre care denotă în spatele lor foarte, foarte multă muncă. Deși județul din exterior pare unul dintre cele mai puternice din țara asta, am găsit atât de multe lucruri de făcut că nu știam în ce direcție să mă întorc ca să fac ceva. Gaze, 50 de localități în județul Găzarilor, fără gaze. Când spuneam cuiva la București, nu credea, cum adică voi în Prahova n-aveți gaze? Și am început cu gazele pe Valea Slănicului, studii de fezabilitate la celelalte grupate comunele. Infrastructură. Comarnii, centură. Azuga, centură. Bușteni, centură. Păulești, centură. Mizil, centură. Și acum avem finanțare și pentru centura Câmpinei, că și acolo e o necesitate. Nu mai zic de drumuri județene făcute, 102 cau, 720. Sunt foarte multe proiecte. Asta de ce vreți să vă mai zic? Asta cu centurile, din punctul dumneavoastră de vedere, de ce este important ca orașele pe care sau localitățile pe care le-ați menționat să aibă centuri ocolitoare? Care este? Adică până în alta e un tranzit, lumele... Stai să vă zic așa. Prima dată m-am dus la Ministerul Transporturilor și am întrebat cam când credeți că se face autostrada Comarnic-Brașov. Răspunsul de la Ministerul Transporturilor a fost următorul. Numai de vreme de 2036 va începe. Și am zis, ok, bun, numai de vreme de 2036. Eu în 2021 m-am apucat să fac studiile de fezabilitate. Am chemat primarul din Comarnic, primarul din Bușteni și primarul din Azuga să-mi găsească un traseu, că ei îl știu cel mai bine. Gândindu-mă, nu știam de unde iau finanțarea, gândindu-mă că la un moment dat tot guvernanții trecând pe acolo, pe Valea Prahovei, știți că dacă pleci vinerea, da, ai timp să stai cu soția, sunteți căsătorii, da, nu? Da, da. Puteți să stați cu ea, vă certați și vă împăcați în mașină până ajungeți la Brașov. Adică sunt aveți timp de... și asta ore întregi. E totuși o rușine. Și miniștrii pățesc același lucru. Toată lumea n-or trece cu girafa. La un moment dat, fiind acolo la coaliție, s-or gândi să dea bani să facem centurile astea. Dacă știu că în 2036 începe, ăla e cel mai optimist scenariu cu 2036. Om vedea ce o fi atunci acolo. Și m-am apucat de studii. Chiar e o poveste interesantă și trebuie să o înțeleagă oamenii. Am făcut studiu și la un moment dat zic, hai să caut bani pentru centurile astea. Ei lucrează la un studiu de fezabilitate, adică desenează Ploiești-Brașov pe un traseu, îl desenează așa. Și eu la un moment dat zic, ia să înțep eu traseul centurilor mele
în viitorul traseu al autostrăzii. Am înțepat traseul centurii mele și zic, ar putea fi finanțată ca și cum am face descărcările din viitoarea autostradă care va fi. Și așa am reușit să o aprobăm și să luăm finanțare pe fonduri europene. De fapt, ele ar trebui să le spunem variantă de descărcare Comarnic, variantă de descărcare Bușteni, variantă de descărcare Azuga. Dar trebuie să vă mai zic ceva. Bine, Comarnic are 4 poduri, Azuga și Bușteni au 18 poduri, sunt lucrări făcute. La Comarnic cam jumătate din lucrare este făcută. Cred că la anul prin iunie ar trebui să se termine și am scăpat de aglomerația la Comarnic. La Comarnic, Azuga, Bușteni se lucrează, urmează să dea câștigător. Din ce am văzut la Curtea de Apel s-a închis contestația și se apucă de proiectare. Normal, anul ăsta în toamnă încep și alelalte două. Dar doar să vă mai zic ceva. La un moment dat, după ce am semnat contractul de finanțare, ce credeți că s-au gândit cei de la GNAIR? Ar fi vrut să mute traseul viitoarei autostrăzi peste centurile noastre. Noroc, am fost foarte hotărâți ca noi să facem aceste centuri și ele deja acum sunt pe un drum ireversibil. Finanțare, licitate, una în execuție și două în proiectare. Nu vă mai povestesc de celelalte. O întrebare, trăziți cu o întrebare extrem de importantă pentru Comarnicul anul iunie. Pentru Prahoven, dar pentru toți românii, de fapt, că este principalul drum al țării. Da. Puteți avansa termene de... Adică când e gata? Că oamenii s-au săturat... Comarnicul este gata la anul, nu are cum să nu fie gata și cealaltă începe și cam... Ea are termen 3 ani, da? Cred că o să o facă mai repede. Deci undeva 2026... Cam 2 ani. 2 ani e termen rezonabil pentru Azuga Bușteni, da. Cam și de când începe. Și calvarul ăla? Da, scăpăm, da. Păi da, ce treci ca racheta după aia prin localități. Știu că pare simplu, vorbeam și cu noastră, dar... Dar haideți să vă spun ceva. Știți cât costă o centură? 50 de milioane de euro. Chiar credeți că e un capă de țară? Nu, 50 de milioane la țara asta? Sunt de acord cu dumneavoastră. Nu un capă de țară, nu e ceva extraordinar. Trebuie doar să te lupți puțin pentru județul tău. Deci, aha... Trebuie să te lupți puțin. Nu, păi am avut ceva piedici. Siguranța circulației, contestație. Traseul, contestație, adică nu e chiar galop de sănătate, că altfel o făcea asta și... Asta cu luptă pentru o luptă, când ești numit într-o funcție cu o responsabilitate de mare, să te lupți pentru județul tău, cred că a lipsit. Nu, a lipsit sigur. Credeți, este, dar așa pentru că sunteți politicos fiind ziarist, a lipsit sigur. Pentru că totuși toate deciziile... Până la urmă, uitați-vă cum s-au dezvoltat județele din Ardeal. Da. Nu le-a lipsit lupta pentru județul lor. Adică și cei din Cluj s-au luptat pentru județul lor, și cei din Bihor s-au luptat, și cei din Timiș s-au tot luptat pentru județul lor și atunci județul lor a ajuns să se dezvolte. Noi nu prea am fost reprezentați pe acolo, pe unde se iau deciziile pentru lupta pentru județul nostru. Interesant. O să vă povestesc odată și alte lucruri, cum se iau deciziile și... Interesantă observație. Așadar, domnule președinte, ați vorbit despre infrastructură rutieră, despre utilități, ați menționat gaze. Gaze pe Valea Slănicului, unde, da, am... Unde nimeni nu mai credea că... Nu mai credea. Cred că lumea știe că nu se scufundă Slănicul de la un șans de 80 de centimetri. S-au lămurit astea. Nici grindină la Vâlcănești n-a venit din cauza. Puteți să avansați un termen? Păi la ora asta cu gazele chiar am fost pe Valea Slănicului. Lumea știe. Deja s-a licitat, s-a ținut licitația pentru conectare, că proiectul de pe Valea Slănicului, toată lumea are contoarele la poartă sau ce... casetele și acum s-a licitat deja conectarea de la Dumbrăvești la Florești, soluția transgazului. 2025, 2026, 2000... Oamenii nu cred. Nu spuneți. Adică nu au crezut. Nu au crezut. Acum oamenii cred și oamenii, știți ce fac acum? Îi întreabă pe primar că ei n-au crezut inițial și nu vreau să semneze solicitările alea de branșare, că îi păcălise pe vremuri.
PSD-ul. În 2012 trântiseră niște țevi la Plopeni, le ridicau, în 2016 strângeau semnături, i-au tot păcălit, când le-am zis noi n-am mai crezut nimeni. Da, am făcut vreo 3 emisiuni acolo. Acum oamenii cred și lucrurile sunt în linie dreaptă, adică e simplă conectarea și după aceea e licitația de concesiune. Cam astea sunt etapele. Deci e ultima etapă, e ultima 100 de metri. Ele merg în paralel, da, e ultima 100 de metri. Normal ar trebui până la sfârșitul anului un termen bun. Dacă reușim până la sfârșitul anului, înseamnă că cel care va câștiga se mișcă bine. Dacă nu, înseamnă că o lună, două după aceea. Dar vorbim, totuși au așteptat destul oameni. 4 de ani. Infrastructură rutieră, utilități, ați mai avut vreo prioritate, vreo zonă unde... Păi pot să zic multe de județ, așa, pentru că grosul banilor s-au dus în județ. Dar pot să spun și ce am făcut în Ploiești, ca să totuși să înțeleagă lumea. Da. Sănătatea. Este domnul doctor Nica alături de noi. Sănătatea. Cum a fost cu sistemul de sănătate? Păi oricum... Din punctul dumneavoastră de vedere. Prahovenii știu cel mai bine. Când am ajuns eu cu Bogdan la spitalul județean, o să las pe el să spună cam cum arăta spitalul, dar... Noi știm. Dumneavoastră știți. Și asta a fost totuși o rușine pentru județul ăsta, că nu s-a investit acolo. Erau buni, înțeleg, cei dinainte la Zugrăvit, schimbau gresia de două ori pe an. Știți foarte bine, dar doar atât, doar atât. Deci eu sunt inginer. Citisem prin presă că sunt sălile de operații dezastru. După aia mi-a explicat Bogdan că sunt dezastru el în stilul lui de medic, adică dezastru, dezastru. Și citisem că de acolo poți să iei infecții de-astea, nu s-o cumie, adică te puteai opera la genunchi și puteai să o pățești. Că așa erau... sălile. Și primul lucru, a zis Bogdan, el a zis, astea sunt primele pe care trebuie să le rezolvăm când am ajuns. Bănesc că lista era destul de... Era lista destul de... Da, Bogdan avea o listă de... Da, am și eu calitățile mele, fac liste lungi. E un om deosebit și o să spună el și de maternitate, dar... Și am zis, hai să începem cu sălile astea. Am avut norocul că... Na, am avut o discuție cu cei de la OMV, cărora la discuție le-am spus, sunt supărat pe voi. De ce? Păi am văzut că ați făcut o donație de 10 milioane de euro la un spital de copii din București. Foarte bine, să nu înțeleagă lumea altceva. Dar avem și noi spitalul nostru, din Ploiești, de unde voi... Voi aveți sonde aici, aveți braziu aici, aveți, folosiți drumurile noastre, aveți angajați aici. Nu la București sunt. Este foarte bine ce ați făcut. Și totuși, dacă reușesc să ai o discuție de la om la om, că și ei sunt oameni și noi suntem, imediat au fost pozitiv și de asta a venit o donație de la ei. Noi am completat de la Consiliul Județean. Și poate să mai zică și Bogdan, mai bine, mai că dacă mă apuc să vorbesc de spital... Aveam un alt desfășurător, permit o singură întrebare, domnule președinte Dumitrescu. Cu domnul doctor o să vorbim mult. Spuneți-mi, ca și cu dumneavoastră, spuneți-mi, vă rog, ați atins un subiect extrem de important, cel puțin pentru mine, pe care eu îl expun în spațiu public de ani de zile. Prahova are actori economici extrem de importanți. OMV, nu mă feresc la un nume, Rompetrol, da. Lukoil, Timken, Coca-Cola, Unilever. Forță uriașă economică. Da, la Florești, Michelinul. Spuneți-mi, vă rog, eu niciodată nu am înțeles, iar cu Spitalul Județean a fost primul exemplu major de implicare în viața comunității prahovene a unui actor important. De ce Prahova, până la exemplul pe care l-ați menționat prima de vreme cu OMV-ul, reprezentanții Prahovei ai Ploieștiului nu au reușit să interacționeze cu agenții economici care multe sunt multinaționale. Au o cultură, comunitatea locală, ce spuneți noastră, angajați, sonde, infrastructură. Cum vă explicați asta? Aveți studii afară, slavă Domnului, îi înțelegeți cum gândesc. Vorba noastră, și ei sunt oameni. Și iată cum un actor important al județului a donat milioane de euro. Da, 7 milioane de euro către Spitalul Județean în echipamente tot pentru prahovenii cele din urmă.
De ce nu reușit? Asta cu relația. De ce nu s-a reușit până acum? Da, nu vreți să spuneți? Am fost în campanie, vă explic printr-o parabolă și după aia mă întorc. Am fost în campanie la Colceag și la Gorgota. La Colceag n-au apă, n-au canal, n-au asfalt, n-au școală, n-au after school. Să spuneți ce au decât ce n-au. N-au de niciunele. La Gorgota, dacă vă duceți, rămâneți șocat. Cea mai frumoasă școală, de tot extraordinar. Și ce le-am zis celor de la Colceag? Să nu credeți că banii pe fonduri europene sunt acolo destinați special comunei Gorgota. Ei sunt și pentru Gorgota și pentru Colceag în aceeași măsură, presupuneți asta. Doar că voi la Colceag, an de an sau din 4 în 4 ani, ați ales foarte prost. Cel care trebuie să vă reprezinte, să vă aducă banii. Și județul Prahova n-a fost prea inspirat în alegeri de-a lungul timpului. Au ales niște persoane care n-au știut să discute cu cine a spus dumneavoastră, cu Michelin, cu OMV. Pentru că atunci când te aleg 800.000 de cetățeni, ești investit cu o forță uriașă. Și atunci tu cu forța aia trebuie să spui, stai domnule, eu reprezint Prahova în raport cu tine. Ei au o cultură organizațională, exact, ca să sprijine și sportul și ce vreți dumneavoastră și mai ales zona de spital și de toate astea. Doar că trebuie să ai o discuție cu ei, trebuie să-ți înțeleagă argumentele. Nu să dea OMV-ul banii la București când el are toată seva la noi în Prahova. Dau el exemplu că cu el am fost într-un cel mai clar parteneriat. Dar lucrul ăsta e valabil și duceți-vă la Cluj, am mai spus odată. Dacă vă uitați pe panoul ăla la U Cluj când joacă sau CFR, sunt toate firmele din Cluj. La noi, la fotbal... Stați, avem centenarul anul ăsta. Bun, domnule doctor, spuneți-mi, vă rog, din punctul dumneavoastră de vedere, două vorbe despre Spitalul Județean 2020. Spitalul Județean Prahova Ploiești 2024. Am făcut vreo două emisiuni cu dumneavoastră în interiorul spitalului. Am văzut puterea imaginilor, da? Această transformare uluitoare, că e o transformare uluitoare, condiții hoteliere, săli de operații, echipamente de milioane de euro, spuneați înainte. Dar să știți că ea este în curs, adică să nu creadă lumea că ne oprim aici. E planul mult mai mare. Bine, până începe Bogdan să povestească, da? Ideea este foarte simplă, da, e corect, așa, suntem undeva la 30%. Nu suntem mulțumiți. Serios? Din ce ne-am dorit. Stați un pic. Eu mi-aduc aminte că în emisiunea noastră și în alte emisiuni am spus exact ce avem de gând și mi-a cerut niște termene. Și aici vreau să fac o paralelă. Termenele astea s-au respectat. A trecut anul de grație 2023 și avem parteneriat cu Universitatea Carol Davila. Pregătim studenți mediciniști la Ploiești. Am spus că terminăm UPU, ambulatoriu și sunt gata. Am spus că terminăm bloc operator și sunt gata. Deci ce nu v-am spus este că eu am venit cu lista aia de care vorbea Iulian, care era foarte lungă. Și s-a uitat la mine așa, foarte atent, ca omul cu multă școală și a zis, mă, tu ai multă școală, știi să numeri. Și am zis, da, știu, păi tu te-ai uitat ce e aici jos, ce sumă, da. Bine. Așa zis, bine. Și am început. 3 lei de la primărie, 5 lei de la prefectură, adică noi am folosit următoarele fonduri. Și asta intenționăm să facem în continuare. Pentru că am dezvoltat o relație de colaborare atât de bună, încât eu sunt convins că toate problemele pe care cetățeanul ăsta, mai mult sau mai puțin angrenat în realitate, numit Volosevici, le tot învârte că nu se poate, că nu putem, că penalul, că nepenalul, că intrăm în pușcărie, numai asta spune. Dom'le, intri în pușcărie dacă ești hoț, nu dacă faci ceva pentru oameni. Poate află și el. Deci nu e chiar așa. Problemele pe care el nu le poate rezolva, le-a rezolvat alți primari de ani de zile sau împreună cu Consiliul Județean. Nu poți să fii primarul moț și să te cerți cu toată lumea și să vrei după aia să faci lucruri, cum spune el. Deci nu faci la firul ierbii, te duci și te culci pe iarbă și dormi acolo liniștit. N-ai ce să faci altceva. Trebuie să colaborezi. Este principiul parteneriatelor. Toate comunele din Prahova au știut să-și susțină necesitățile. Au venit, s-a zbătut Iulian și a găsit rost de bani. Și au școli, și au grădinițe, și au asfalt. Dom'le, noi la Ploiești suntem în 1945 după război. Nu știu dacă observați.
Deci sunt lucruri începute și neterminate, lucruri abandonate, mizerie, haos, se poate. Ei, și atunci, ca să trec la spital totuși, că de asta m-ați întrebat, dar nu puteam să... Nu, plac și astea, nu, că nu, nu că îmi plac. Mie nu, și eu vreau să... Și oamenilor, sigur, deci, ne plac și... După ce am avut discuția asta simplă, clară și cu înghițit în sec, am trecut la treabă. Treabă înseamnă multă muncă, înseamnă proiecte, înseamnă soluții. Ne-am bazat, cum ne bazăm și acum, pe oameni, pe oamenii care lucrează acolo, pe medici. Bă, ce vă trebuie? Când am intrat în bloc operator, știi că am fost împreună. Bă, ce aici se operează oameni? Exact asta a zis. Picate în cuiala pe bolnavi. Pereții erau... În bloc operator, atenție. Deci vorbim de bloc operator. Erau niște mese făcute în niște țări cu vaste tradiții, undeva în mijlocul oceanului, niște mese de operații rupte și sudate. Le-am pozat, le arăt tuturor ce a însemnat proiect Bogdan Toader, dacă era Ditai Benner acolo. Haideți să fim serioși. Var și tarchet, tarchet care se desprinde, că l-am dat jos, l-am schimbat, instalații electrice care le-am schimbat de două ori, asta nu se văd, dar totuși că să funcționeze un spital, pe lângă echipamente și o mie de alte lucruri, trebuie să ai și infrastructura de bază. Știți că la bloc operator am ras până la stâlpii de susținere. N-au rămas decât stâlpii. Nimic nu era bun, domnule Enache. Nu vreau să, Doamne ferește, să pățim necazul. Ei, așa lucrăm în continuare. Și un lucru foarte important și cu asta chiar închei este că da, vreau și eu să zic. Da, da. S-a dezvoltat pe lângă prietenia care aveam înainte și o relație de colaborare și cu colegii noștri, cu cei de la fonduri europene, cu cei de la vicepreședintele, cu administratorul public. Adică am făcut o echipă cu colegii de la... Asta e foarte simplu. Dacă ai o echipă, unul ia tot îi vine o idee sau unul vede o greșeală, un cap limpede într-o echipă și zice: "Bă, stați așa, luați-o la stânga, luați-o la... Noi așa lucrăm." Și așa vrem să lucrăm în continuare. A zis ceva Bogdan și vreau să completez. Doar acum mi-am dat seama când a zis el. Să știți că am lucrat foarte bine cu peste 60 de primari din județ și să știți că mulți din primarii din județ, spre rușinea administrației din Ploiești, au atras fonduri europene mai mult decât a atras primarul Ploieștiului Volosevic. Adică el e la minus, că el a pierdut mai mult decât a atras. Adică... El e recordman mondial la fonduri pierdute, adică a pierdut 180 de milioane de euro. V-am mai zis, cei de la ADR Sud-Muntenia sunt în stare de șoc. Încă nu înțeleg cum poate cea să renunțe la atâtea proiecte, dar probabil au fost în vreo vizită la primărie și s-au lămurit. Ați văzut că l-a alergat și de la România Te Iubesc să-l întrebe. Toată lumea era curioasă cum a reușit să renunțe la toate proiectele astea. Foarte importantă, pe care vreau să o spun ploieștenilor, pentru că noi am mai gândit ceva. Când am preluat maternitatea, și acolo era un faliment total. Era o gaură de 18 milioane. Tot așa, spitalul n-a fost finanțat, nu se putea finanța în fine. Ce ne-am gândit? Bă, sunt 4 etaje goale. Hai să vedem. 4 etaje erau goale. Era unul de COVID, unul de non-COVID. Goale, nu mai contează. În fine, goale și nerenovate. În primul rând, le-am pus la punct ca să poată lucra pe ele. Vorbim de instalații. Țevile erau neschimbate în 86. Țevile de apă. Știți cum era maternitatea? La 3 saloane aveai un WC. Femeia operată de cezariană sau care a născut, se ducea pe jos vreo 20 de metri. Să ducă la toaletă. Așa era spitalul. La coadă. De 30 ceva de ani. Bun. Și atunci am stat, ne-am gândit, am chemat consultanții, am început să scriem, să desenăm și am ajuns la concluzia că acel centru, cum a fost el gândit de niște specialiști de anii 70-80, nu avea o idee proastă ca la bază. Ce s-a întâmplat după aia cu el a fost prost. De 90 până în prezent. Ideea era să fie un centru integrat, mama și copilul, cum sunt și Institutul de Ocrotire a Mamei și Copilului Rusescu din București, Institutul Mama și Copilul de la Cluj și mai departe. Și am zis, bă, ce n-avem în Prahova? M-a întrebat Iulian. Și zic, bă, n-avem, de exemplu, patologia asta a femeii. Hai să gândim un centru de sănătate a femeii. Ce nu mai avem în Prahova? Bă, zic, n-avem spital de pediatrie, că de trei primari tot s-au folosit de experiența mea să le duc proiecte, să fac spital de pediatrie și n-am făcut nimic. Văzând cât costă un spital de pediatrie, așa, bă, dacă avem un spațiu gol. De ce să tot facem calții? Hai să-l mutăm la IPCUP, hai să-l ducem în primărie, hai să-l ducem la Bărcănești, hai să-l ducem la Zbagov. Păi, dar ai niște etaje goale. Corect. Și am început să discutăm cu proiectanți, cu structuriști, dacă se poate. Fraților, se poate. Și să mai adaug o clădire în față. Și o să avem centru de sănătate femeii, cameră de gardă pediatrie, secție de pediatrie, chirurgie infantilă, deci tot ce înseamnă conceptul integrat,
pentru doamne, domnișoare și pentru copii. Toate în același loc la maternitate? Toate la maternitate, în condițiile în care reabilităm și secția de obstetrică ginecologie, reabilităm și terapia tot. Și bani de unde, domnule? Banii, o să vă spună domnul președinte, pentru că eu mă ocup de cerut, dânsul se ocupă de oferit. Ca aia, adică știți cum e, toată lumea vrea. Nu, există bani și o să vă povestesc de unde sunt bani. Nu, banii, până la urmă, noi am aplicat la un, îi luăm de la Ministerul Sănătății, s-a făcut un împrumut de la BEI de vreo... Da. Dar e o poveste și cu banii, ca să știți. Când, na, cam toată lumea vrea să atragă banii normal județului, apropo de reprezentare. Și la discuțiile astea, na, cam se fac niște gentleman agreement ca să știi cât cer. Nu poți să ceară Prahova toți banii care vin din împrumut, trebuie să ceară și, nu știu care, Clujul, trebuie să ceară și Bucureștiul. Și în discuțiile alea, Bucureștiul, vă dați seama, nu ce ar vrea să facă. Să ceară cea mai mare parte, nu? București universitar, București nu știu care, București nu știu care. București. Zic, stați puțin. Zic eu, reprezint Prahova, un județ de aproape 1 milion de locuitori. Voi la București aici aveți 70 de spitale la 2,5 milioane, ori fi două. Eu n-am nici măcar un spital la standardele pe care ar trebui să le am pentru un județ de 800.000 de locuitori, că povestea aia că vin din Prahova să se ducă la București, aia e de nevoie, nu e de voie. Iar odată ce oamenii aia m-au ales să îi reprezint, stau cu voi la masa asta și sunt aici, asta înseamnă că și Prahova trebuie să-și primească partea asta. Vorbim încă o dată între cele mai mari județe din România. Asta uitați, mi-ați ridicat mingea la filă fără să-mi dau seama, vis-a-vis de reprezentare. Asta înseamnă până la urmă. Și în afară de astea, na, noi am aplicat cam pe 100 de milioane de euro, 40. Bogdan a uitat să spună că e cea mai mare investiție asta de care din se va face. 1990. Din... A, și mai vreau să completez. Din totdeauna. Din totdeauna. Nu știu, înainte. Înainte erau alți bani. Erau aia cu Bălcescu. Dar când sunt banii, nu e cea... La maternitate și pediatrie. Și cred că e printre cele mai mari din țară. Nu cred că s-a făcut o investiție asemenea amploare. Domnule președinte, și cu restul ce vrem să facem? Avem studiul de fezabilitate finalizat, o să am plăcerea să fac un corp în partea lângă spitalul actual, așa, dărâmăm cu mare plăcere Boldescu, că lui ăla n-am ce să-i fac, mai facem un corp, dărâmăm după aia mobila și după aia cred că se termină banii. Asta să cu dărâmăm în sensul e metaforic sau e metaforic? Nu. Ce nu să după fac? Ce am terminat și am mutat personalul și bolnavii, clădirile alea trebuie demolate. V-a zis că el de pediatrie acolo. Nu, în clădire de 140 de ani? Nu. A, am înțeles. Deci vă repet. Că eu sunt n-am să spun la Boldescu, nu? Ia mergeți pe la Boldescu pe acolo să vedeți cum e. Oricum l-am renovat până un alta și acolo stați că lucrurile se desfășoară în parametri. Da, deci, da. Pentru vrem, mai explic, hai că îmi place că e animată mai... rău emisiunea, vă rog. Deci, vrem acum mai decât la alt nivel, nu pot, adică vreau clădiri noi. Stați că mi-ați legat cu noastră mingea la filo acum, domnule președinte. Imediat. Spuneți-vă, rog, ați menționat și dumneavoastră și domnul doctor Nica de vreo 2-3 ori până acum și n-am cum, că sunteți, asta aștept de mult. Sunteți. Ați menționat de 2-3 ori când Bihor, când Cluj, când... Eu asta îmi doresc. Eu consider că Prahova e acolo sus. Suntem teoretic, că dacă ne uităm la Cluj sau la Bihor, suntem acolo jos, suntem doar din gură noi, sus. Da. Credeți cât, în câți ani... Comparați Clujul, Napoca, da, cu Ploieștiul, cu ce să comparăm? Festivaluri, cu ce nivel de trai, de viață... În câți ani, adică ce lipsește, sau ce a lipsit, sau nici nu știu cum să vă întreb. Poate putem vreodată să tindem, am vedere că avem industrie petrolieră, că suntem așezați unde suntem, așa mai departe, să te tindem, cum ajunge la calitatea vieții, la 80% din ceea ce este la Cluj, în județ sau în Bihor? Totul este de cei care conduc județul și municipiul, că nu pleacă de la asta. Și eu aș fi fost, dacă eu aș fi stat la birou non-stop și aș fi băut cafele cu toată lumea, probabil aduceam 60 de milioane de euro în 4 ani. Cu 3 miliarde tot mai e nevoie de încă o grămadă. Pentru că faci doar astea, dar începem să ne uităm.
Uitați-vă în Ploiești, unde merge lumea sâmbătă? La mall. La mall, da, da. Toți, toți la mall. A trebuit să vă povestesc ce aș fi putut să fac în Parcul Ploiești Vest. Asta dacă aș fi avut un partener. Da. Care-i povestea cu Parcul Municipal? Consiliul Județean a venit și a spus, domne, patinoar, bazin olimpic, de înot, sală polivalentă. Sunt publice informațiile. Da, da. Am dat câștigătorul pentru studiu de fezabilitate, pentru bazin olimpic. Câștigătorul pentru studiu de fezabilitate, pentru patinoar și pentru o sală polivalentă. Nu vă mai zic de bazin olimpic, că știe toată lumea că merg copiii pe la Ciolpan pe undeva. Iarăși e o rușine. O rușine, cum vreți să... Da, la Otopen s-a făcut unul pe fonduri guvernamentale de-l întorci după soare. Nu știu dacă știți că acolo se țin și la noi, nu știu, cred că ăla de la Vega, dar și ăla e vai de capul. Nu, Vega e închis, închis, nici nu mai e nici zero, nu avem niciun. Inițial, pentru că nu aveam teren, am vrut să dau ordinul de începere la Bărcănești, că acolo aveam teren. Și apoi am zis... Totuși e păcat de investițiile astea, de bani ăștia mult, de ce să nu-i fac în Ploiești? De asta am crezut că o să reușim să luăm Parcul Ploiești. Vezi, să facem acolo. Și se și pretează, dacă știți, deschiderea pentru o sală polivalentă, că trebuie mișcare. Și pentru bazin, hai să facem acolo și bazin olimpic, și patinoarul, și sala polivalentă. Sună bine, domnule președinte. Sună foarte bine. Nu am putut, bani pentru există, că... Stați, pentru bani, mă rog, banii existau? Păi, cred că dacă deschideți acum pe ziar, o să vedeți. Bă, cei de la Târgoviște, pac, își fac un stadion. Cei de la Iași, pac, își fac vreți o sală polivalentă. Și mai cei de la Timiș, ați văzut. Acum, sincer, am văzut că anunță. Stadion, se fac peste tot. Stadioane polivalente și mai știu eu ce. Dar nu mi se părea normal eu să mă duc să fac pe la Berceni sau pe la Bărcănești sau pe la Gorgota vreun stadion sau... Da. Stadion avem, să zicem. Ce ne trebuia? Polivalentă. Doar că nu am avut un partener, pentru că omul, știți foarte bine, noaptea la 3 stăteam fața CJ-ului, să urca pe statuie și să certa cu mine. Eu nefiind în CJ, adică totuși ca să construiești lucrurile astea, astea sunt lucruri grele. Nu poți cu un om care la 3 umblă să duce în fața clădirii pe și trotinetă. Da, da, nu era pe trotinetă, era pe statuie. Nu, dar umblă pe trotinetă noaptea. Nu, adică deci, totuși. Îți trebuie un om, deci lucrurile sunt grele, adică nu sunt chiar așa. Se pare că erau 180 de milioane de euro, suma avansată în spațiu public. Nu, era de 16.000 de locuri sala polivalentă, da. Iar nu e suma așa mare. Per deci total, vă refer cu bazin, cu parcă, în sfârșit. Nu, nu, mult mai mică. Pentru cât am auzit în județ, credeți-mă, este nimica toată ca să fie lucrurile. Da, vedeți și proiectul ăsta e blocat. Noi am mai reușit să facem pentru Ploiești și după aia mă întorc la asta. Palatul Culturii. 20 de milioane este deja în licitație, îl reabilităm, o să arate senzațional, pentru că pe Palatul Culturii vrem să-l facem sediul Facultății de Medicină, da? Secțiilor Universității Carol Davila de Ploiești. La Ploiești. Pentru că nu există altă soluție cu... Spune tu, Bogdan. O chestie că, foarte frumos, ieri m-a sunat o doamnă profesor de la facultate, pentru că noi n-am... Unii au campanie electorală și în campanie electorală și aduc aminte de tinerețe și joacă basket și ratează coșul. Noi în campanie electorală am continuat investițiile. Vreau să vă spun că acum studenții noștri de la Facultatea de Asistente Medicale și Mașini beneficiază de cea mai modernă bază. Am încheiat livrarea, licitația atât de mult, livrarea echipamentelor, cea mai mișto masă de simulare anatomică din România, mi-a spus domnul decan, este la Ploiești. Cele mai mișto manechine... Domnul doctor, ne vorbim frumos cu dumneavoastră. Da. Da, da, nu. Frumos, mișto, nu la mișto. Deci cea mai frumoasă. Da, da. Nu, o să vă trimit fotografii. Nu, dar că nu știu ce înseamnă. Este... Că deci, încă o dată, nu te duci să faci... Trebuie să-i spui de filozofia noastră. Dacă tot am avut numai lucruri vechi, luăm acum tot ce e mai bun. Adică nu mai stăm. Nu mai end of game. Acum, deci cea mai completă, cea mai coerentă și cea mai modernă bază de pregătire a studenților mediciniști este la Ploiești, nu la București. S-au livrat, m-au sunat ca deci și mi-au mulțumit că au visat să lucreze pe astfel de echipamente. Despre asta e vorba, dar e o realitate. Trebuie să înțeleagă lumea de ce doar 50, pentru că acreditarea este temporară, adică trebuie să analizeze sau trebuie să vadă dacă suntem și noi 3 ani stare de zile. Să 3 ani de zile, da. Furnizăm astea și acum o să fie și mai mulți studenți. În toamnă. Secțiile sunt separate. Nu știu dacă știți că lângă Spitalul Județean, Doamne ajută că am luat terenul ăla, facem un campus.
Un campus de 30 de milioane de euro. Spun sumele nu ca să... Da, nu că sunt de, importante, că, ca, nu, dar ca lumea să-și dea seama cât de... Da, da, cu 30 cât de mic de sau cât de mare. Cât de mare. Nou-nouția. O să arate de... De-l întorci după soare. Cu săli, cu cămine, cu teren de... Cu amfiteatru, cum puțin ai că ați reușit este să deja licitat, nu, este deja licitat și deci planul cu spitalul județean este tot în partea de nord, să nu mai te lovești la ochi și la picior, să te ducă deci la toate secțiile acolo, ce spunea și domnul doctor. De asta, toate în nord. Universitatea Carol Davila, am și anunțat. La Palatul Culturii. Cum vrem să arate spital? Să fie spital, clinic, universitar. Pentru că de asta am adus copiii, nu că n-aveau ei să-i bag eu. Palatul Culturii renovat, Palatul Culturii va fi sediul la toate secțiile care o să vină de la Carol Davila și mai avem un noroc, ca să-l știți. Că de asta e bine să te uiți. Ei la București au cele mai proaste spații de învățământ. Au numai clădiri cu bulină roșie, de alea din 1900 toamna. Ei sunt disperați de la Carol Davila, vor să cumpere alte spații, cumpără în București dacă pot. N-ai unde. Și e o oportunitate să încercăm să tragem cât mai mult aici, dacă le vrem condiții. Da. Nu, vine în completare, deja da, propunerea există. Ar fi wow, fiindcă... Și le-am după alegeri când ne așezăm... Dar cu secții, nu, când ne așezăm, nu, lăsați-ne și pe noi să vorbim. Vorbiți după... Campanie vă ascult, eu și vorbiți. Nu că am o întrebare, dar mă rog... După întrebare, e o chestie foarte importantă. Deci, dar m-ați zăpăcit dumneavoastră, că m-am primit și nu mai știu. Nu. Deci, am primit propunerea și după alegeri avem treabă, trebuie să vedem cum facem să găsim un spațiu, pentru că cei de la Carol Davila doresc ca la anul să funcționeze și o facultate de kinetoterapie. Să pregătim o profesie deficitară pentru România. Și mai urmează Urmează tehnică dentară și urmează moașă. Și mai urmează. Și după care, după criteria definitivă, medici și medici stomatologi. Eu vă spun, putem să aducem jos cu pălăria. Deci este un proiect la care proieștenii visau. Adică nici măcar nu visau medicină de... Pot să zic eu ceva? Vă rog. Când am fost la ei, ce ne-au zis? Că, în cât timp ne-au zis că se face? În 3 ani. În 3 ani. 3 luni. Și la... ei ne-au zis, domnule, în 3-4 ani ne pregătim să venim și noi la Ploiești. Zic, care 3-4 ani? 3-4 luni. Poate 3-4 luni. Că noi n-am venit noi. Și o să vedem. S-a reușit, a fost. S-a reușit, dar știți că ați fost la deschidere acolo și s-a reușit și toată lumea. Da, da. E doar primul pas. Am deschis ușa, dar o să mergem pe asta și avem toate aturile. Domnule președinte, o întrebare imediat, domnulica. Spuneți-mi, vă rog, apropo de Parcul Vest, fiindcă nu vreau să lăsăm puncte de suspensie. Mai există varianta? Eu vă spun și mai avem, stați puțin, la Parcul Vest așa, avem proiect pe... Pe un parc din ăsta, de te plimb pe harta României cu tema de aia de realitate virtuală, să zici, hai să merg în Delta, hai să merg în Maramureș. Nici pe ăla nu vreau să-l fac la Bărcănești. Când trebuie să desenez conturul pe câteva hectare, ca să poată să meargă, e ceva senzațional. Îi zicem noi, am zis noi, parcul noi, națiune, origine, identitate. Dar e ceva spectaculos. Îmi trebuia terenul ăla, ca să pot să-l fac acolo. Dacă nu, și fac la Bărcănești. Dar mi se pare, iarăși, greșit. Eu sunt, vă spun sincer, adică eu privesc, eu vreau calitatea vieții. Eu când aleg, vreau, da. Nu vreau, vreau să aleg oameni care îmi îmbunătățesc calitatea vieții. Din punctul meu de vedere, este o rușine ca campioana mondială la not. În viață, statuie în viață, pace naveta în autobuz, în microbuz, zi de zi cu Briana, deci, campioana națională. Ea nu știe. Eu când, după ce a câștigat Tamara, în Australia cred că a câștigat. La Madrid, parcă 86, da. Așa a venit pe stadion la Petrolul. Eu eram copil de mingi. Era în 86, a venit, era nu știu ce meci Petrolul cu nu știu cine, eram copil de mingi și de atunci. Și acum când mi-aduc aminte, a venit la mijlocul terenului acolo, toată lumea a ovaționat-o, că a fost ceva wow, că ea a câștigat pe bazin scurt, ceva de genul, de metri, da, pe 50 de metri, da. Și mi-aduc aminte, normal că mi se pare rușinos, noi avem pe ea se chinuie și copiii fac naveta toți la Ciolpan sau unde ori face. Adică lucrurile astea, sunt multe lucruri care nu ne fac, să zicem, cinste, nu? Cinste, de fapt de rost copune. Da, iarna, stați că n-am și o întrebare. Iarna, patinoar. Păi da, ploieștenii iarna... Păi eu am fost la sala sporturilor, făceam fotbal acolo pe vremuri și era patinoarul ăla. Vestiarele erau vis-a-vis de patinoar.
Și sală polivalentă. Sală polivalentă există, există una în plăcioasă la sporturilor. Care a fost? Sau care este? Ne urcăm acum, mai știu, mergem la Craiova. Adică ea de la Craiova și o fac pe aia. Și adică, nu știu, lumea trebuie să înțeleagă că noi suntem Prahova. Dacă ne comportăm cu noi suntem Prahova, atunci trebuie să ne respectăm ca și cum suntem Prahova. Dacă nu ne comportăm așa, atunci suntem, nu vreau să zic alt județ, dar totuși nu sunt multe la forța noastră. Și atunci, cum ai că eu să am sala sporturilor Victoria, că o cheamă, nu știu cum mai cheamă Victoria, da. Așa o cheamă atunci când, așa? Olimpia, nu știu. Olimpia, da. Cred că pe vremuri o chema Victoria. Victoria, da? Când eram, nu, când eram la fotbal, da. Denumim, suntem... Așa? Și cei de la, de la Craiova, nu doar de la Craiova, am zis Craiova că am fost de curând acolo. E, nu că arată, este senzațională. Ei au dreptul și noi nu. Cum vine asta? Bine, noi avem totuși primarul Bogdan, îi dă tot timpul Alin. Uneori mă enervează când văd că îl alintă pe Volosevic, zice primarul 0. Dar de fapt Volosevic e primarul minus 180, ar trebui să-i zică. Vă referiți la milioane de euro pierdute. Și mai încă ceva. Este absurd ca o grămadă de comune din Prahova să atragă fonduri europene mai multe decât a atras marele Andrei Volosevic. Și mie mi-e rușine că l-am pus candidat în 2020 și nu doar pe mine m-a păcălit, și vreo 56% din Ploiește. Și o grămadă de membri ai Partidului Național. Adică, mai mi-am auzit vorbe că de ce l-am pus. Păi l-am pus, dar m-a păcălit și pe mine cum a păcălit cam tot Ploieștiul. Că toți am avut așteptări mari. Doar că, dacă ne-a păcălit odată, e ok. Dar să nu cumva să ne păcălească și a doua oară. Că mai sunt câțiva care au mai rămas cu un pic cu... Lumea trebuie să înțeleagă, nu e suficient să fii circar, că circar poți să fii. Mai bine îl punem pe Siminică primar decât Volo, măcar și încă râdem 100% decât să-l punem pe Volosevic, nu? Adică că nu e vorba de a râde, e vorba de a face. Știu, mai e ceva, noi râdem, dar să știți că păi facem haz de necaz. Noi plângem 4 ani după aia. Facem haz de necaz. Ideea este că noi am văzut cum ce înseamnă să lucrezi în echipă și câte realizări se pot întâmpla lucrând în echipă și ploieștenii văd sau ar trebui să vadă și să gândească în ziua votului că nu se poate continua așa. Pe lângă faptul că în momentul în care simte că îi fuge pământul sub picioare, el schimbă partidul, l-a schimbat vreo 5 ori, îi schimbă abordarea total. Domnule, omul ăsta e ineficient. Trecem peste Siminică, trecem peste primarul minus. Domnule, e ineficient. Nu poate să stea 10 minute într-o ședință de consiliu, fuge. Nu știu ce, să duce, bea o cafea sau ce. După cum vedeți, Bogdan stă pe scaun și stă de ceva timp. Păi eu stau ca întreabă, nu prea pot să stau. Volo era poate deja să stea la cameră acolo, nu, cred că nu. Nu poate să stea la treabă. Eu nu pot să plec de la treabă, pentru că așa îmi place să încep și Iulian la fel. Nu putem să lăsăm un lucru la jumate. Domnule doctor, să ducem la cap. Domnilor, eu vă spun părerea mea. Eu când votez un om, nu am nevoie după 4 ani de scuze. Corect. Nu am făcut pentru Corect. Că, nu am făcut pe, nu am reușit pentru că m-am săturat de ghinion la Ploiești, m-am săturat de ceartă, eu vreau fapte, lucruri, clădiri, pasaje, parcuri noi, bazin de not nou. Asta vreau. Deci mai cred că mai vrem și o echipă de fotbal. Echipă de călători medicali. Dacă în județ am putut noi să atragem aproape 3 miliarde, Ploieștiul trebuia să aibă măcar un miliard peste astea 3. Să zicem că începe să desenați acum proiectul. Acolo vedeți? E foarte interesant. Da, începe să scrieți acum, să zicem că ați fi putut să atrageți un miliard. Păi numai țevile alea de termie, Râmnicu Vâlcea a atras 180 de milioane de euro. Acum scuzați-mă ce s-a răsturnat căruța cu deștept la Râmnicu Vâlcea și la noi. Nici nu l-a interesat să aplice. Dar bine, aș putea să vorbesc non-stop, dar noi, lumea e mai curioasă, mai bine de ce putem să facem lumea, și ce vrem să facem. Lumea, eu cred că vrea fapte, nu vrea... Da, da. Apropo adică... de petrolul, ați avut o ieșire și în spațiu public, domnule doctor, apropo de petrolul. Și eu am avut una. Și dumneavoastră, petrolul centenar, petrolul 100 de ani, petrolul a avut o problemă în obținerea licenței, acum vreo 3 luni, a fost promis, în sfârșit au făcut ei rost de bani. Ați pronunțat mai devreme, domnule președinte Dumitrescu, un cuvânt, rușine. Mie mi-e rușine, vă spun sincer, petrolul 100 de ani, nu avem un buget, nu știm exact cum să finanțăm, vă spun că mi-a rămas în cap și rezonez cu acel punct de vedere, chiar nu găsim un agent economic, mă refer în perspectivă, dar acum, la centenar, ce putem să facem cu petrolul? Cum? Adică avem o echipă, care nu e echipă, e fenomen în Ploiești. Bogdan?
Ideea este următoarea. Deci singura instituție publică care a ajutat acest club și singura persoană care conduce această instituție publică este aici de față. Este Iulian Dumitrescu. A găsit soluția pe baza legii sportului și nu în afara cadrului legal, ci perfect în cadrul legal să ajute echipa. Același lucru în modelul de la Consiliul Județean și de la Iulian pot să-l fac și la primărie. Dar asta rezolvă niște mici probleme. Problemele mari sunt următoare. Acest club a plătit sau trebuie să plătească, are eșalonare prin ANAF, suma de 2,7 milioane euro către administrația ploieșteană. În schimb, primăria Ploieștii a oferit 0 lei pe proiecte legal, pe legea sportului, în limita 5% pe ONG. Și atunci, oricât ai oferit, totuși trebuie să-i și oferi condițiile cerute de contract. Adică un gazon care trebuie schimbat, nu-i schimbat, adică o nocturnă care trebuie să funcționeze, funcționează cum funcționează. Și mai mult decât atât, sprijinul pe care un primar, împreună cu președintele Consiliului Județean, în echipă, alături de agenți economici puternici din județul Prahova, pot să-l aducă aceste echipe. Asta nu a făcut. A promis, stați liniștiți, rezolvă 400 de milioane. A rezolvat 0 lei. De-aia îi zic eu primarul 0. Zero parcuri, zero pregătire, zero la petrolul, zero la gimnastică, zero peste tot și a pierdut și bani. Minus 180 minus la fonduri, 180. Ca să fie lucrurile clare. Locul 4 și, la alegeri. Eu am jucat la petrolul, la juniori. Asta ca să mai închid anumite discuții ale unor. Am jucat și la petrolistul Boldești, la echipa a doua a petrolului. E normal să îl am în suflet, doar că în ăștia 4 ani i-am ajutat cât am putut eu, cum am priceput eu, nefiind prioritatea mea zero, pentru că aveam de lucru în atât de multe direcții că nu știam unde să mă împart. Eu cu Bogdan, în schimb, suntem garanția că petrolul se va așeza pe alte baze în viitor. Până la urmă au și ei doi oameni pe care se bazează, oameni care știu că sunt de cuvânt și cam de asta a fost nevoie. Pe performanță vedeți sau să rămânem în Liga I când spuneți? Nu mai ziceți, noi suntem Prahova încă o dată. Da, adică ne avem Prahova pe primul loc. Dacă nu ne comportăm cum suntem, atunci... Cam asta e nevoie. Adică noi trebuie să ne respectăm blazonul. Am vrut să fim republica, adică vă dați seama, doar ne deranjase puțin Carol I atunci și vroiam să ne facem republica. Adică ce vorbim? Domnule președinte, proiectul cu de la... Și petrolul trebuie să fie sprijinită de Consiliul Județean, de Primăria Ploiești și de toți din jurul... Și de agenți economici. Da, de toți. Spuneți-mi, vă rog, proiectul acela cu bazin... Și va fi, nu trebuie, va fi sprijinită. Proiectul acela cu bazin, cu patinoar, mai este de actualitate sau a trecut trenul prin gară? Nu, este de actualitate. Deci finanțarea există, că de altfel aia e problema. Da, dați-mi un partener, Am înțeles, deci nu s-a pierdut. Dați-mi un partener să nu arăți pe dumneavoastră, să nu creadă lumea candidat. Să completez, nu e spirit de voi serios. Da. Noi n-am ratat nimic din ce ne-am propus la spital. Eu pe lângă pregătirea care am ca medic și vreau să te spun, nu mai profesor, sunt manager, deci credeți-mă că știu mai multe despre conexpanduri, despre B350 și despre alte lucruri inginerești, o parte de la Iulian, că e inginer, decât despre medicină. Pentru că asta trebuie să fac un conducător. Eu cred că e mai complicat să construiești un bloc operator, o dărâmătură, să faci cel mai mișto bloc operator din România și cred că e mult mai simplu să repari parcurile, să repari străzile, bineînțeles, cu sprijinul oamenilor din primărie, că eu sunt convins că sunt experți acolo, dar nu-i bagă nimeni în seamă. Deci ideea este simplă, noi n-am ratat nimic. El a ratat tot. Așa că oamenii trebuie să pună în balanță. Mergem tot cu omul ăsta sau mai sunt niște, nu mai zic, niște cetățeni care vor să rezolve abandonul școlar care nu există, să facă rapidiști și alți oameni. Deci sunt tot felul de persoane care își promovează niște idei care mie mi se par cel puțin bizar. Și niște oameni din Ploiești, din Prahova, care au demonstrat ceva, care au făcut ceva. Eu zic că alegerea e simplă. Mi-a plăcut discuția, s-a fost una care a avut conținut și care a avut și sens. Vă mulțumesc, vă propun să ne reîntâlnim, poate zilele următoare. Au mai rămas subiecte neabordate. Vă mulțumesc pentru participare, pentru deschidere și am reținut-o pe aia, domnule președinte, noi suntem Prahova. Adică da, suntem, noi da, suntem Prahova. Noi suntem Prahova, noi suntem Ploiești. Așteptam să vă dacă ziceți, dacă ziceți asta. Vă mulțumesc pentru participare, vă doresc succes. Aici punem punct aceste ediții cu adevărat.
speciale emisiunii Proces Verbal. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Rămâneți sănătoși!